Laurențiu Roșu, cum a fost la debut? Da, am reușit doar un singur punct să obținem în seara asta. Într-adevăr, am întâlnit liderul, am întâlnit o echipă solidă, ceea ce am vorbit și săptămâna trecută la conferință. O echipă care își permite să schimbe jucătorii meci de meci pentru că să-i înlocuiască, pentru că au un loc destul de numeros. Noi a trebuit să improvizăm, a trebuit să jucăm cu Rădescu în funda stânga, Andor mijlocaș dreapta, probleme destul de mari, de lot, pentru că avem foarte mulți accidentați. Știam lucrul ăsta de când am venit. Cred că am avut momente destul de bune în unele minute ale jocului. Am creat unele situații de pase și am ajuns să centrăm și să fim acolo la finalizare, dar fără a ne crea o situație clar de a scrie. Am reușit să egalăm după ce am primit acel gol, în minutul 69. Mă mulțumește faptul că nu am pierdut, dar sunt, pe de altă parte, nemulțumit că n-am câștigat. E clar că era foarte greu să câștigăm în situația în care suntem acum. Poate că dacă nu erau atâția accidentați în lot și jucătorii nu acuzau atâtea probleme medicale, pentru că și în timpul meciului, pe lângă faptul că Negoiță mi-a cerut schimbare, au mai fost încă 3 jucători care mi-au cerut schimbare. Deci, trebuia să fac 6 schimbări ca să fim cât de cât ok, dar nu s-a putut. Au tras de ei, trebuie să-i felicit pe jucători pentru dăruirea care au dat dovadă în timpul meciului, pentru că au luptat până în ultimul minut. Atât am putut în seara asta. Eu sper pe viitor să reușesc să schimb cât mai multe lucruri în bine și să putem să formăm o echipă competitivă pentru viitor, pentru că îmi doresc mult mai mult. Deci, eu vreau să câștig fiecare meci și trebuie în același timp să-mi dau seama de realitate și că pot să spun că atât am putut în seara asta. Mulmim puțin că am trebuit să vină vacanța, pentru că sunt prea multe accidentări și nu prea sunt șanse să se schimbe mai lucruri. Ar fi foarte bine dacă am intrat în vacanță, pentru că așa s-ar recupera și jucătorii care sunt accidentați și am putea să ne și întâlnim, așa cum am vorbit și săptămâna trecută, cum v-a spus și domnul președinte, că suntem de acord în aduce jucători pentru a întări lotul, pentru că, uitați, sunt situații în care nu poți să folosești un fundaș stânga care joacă improvizație. Da, a fost Rădescu care n-a jucat niciodată fundaș stânga. Dar nu am avut. Trebuia să aleg între el și Alexe. Trașul, de exemplu, totuși a jucat bine pentru... S-a dăruit, a făcut tot posibil. A mai greșit câteva pase. E tânăr, e jucător de viitor, dar trebuie să înțelegem toate situațiile astea, trebuie să corectăm greșelile, să nu mai apară pe viitor și să avem mai mult curaj. Mai mult curaj și atunci când avem mingea, pentru că în prima repriză nu prea am ieșit la joc în multe momente, pentru că nu am avut curaj. Dar poate să fie un punct de plecare acest plecat? Chiar acum am și avem, nu știu, 7 partide acolo, fără victorie în campionat. Poate un punct de plecare din capul de cu liderul, nu știu, poate de încredere. Din punctul meu de vedere, punctul de plecare e de când am venit aici. Deci, eu încerc să fac lucrurile așa cum cred eu mai bine și încerc să schimb toate aceste aspecte în mod pozitiv. Cum cred eu că e bine să faci în fotbal, în fotbal profesionist. Acum avem nevoie de timp, pentru că nu poți de dimineață până seară sau de seară până dimineață să-i faci pe jucători să fie 100% pregătiți sau cei care sunt accidentați să se recupereze imediat. Au nevoie de timp, sunt rupturi musculare care minim 3 săptămâni trebuie să stea. Stoica
nu mai fac joacă la noastră. Mă gândesc că și Tirica la fel. Tirica la fel. Să înțeleg că v-ați dorit, dacă s-ar putea să nu se duce măcar, nu știu, o etapă, două din retur. Normal, normal că, normal că mi-aș dori ca după ce se joacă ultima etapă din tur să, să se întrerupă și să putem să jucăm în primăvară, pentru că s-au dat situații și în anii trecuți în care în Liga a doua terenurile nu sunt la fel ca în Liga întâi, unde au încălzire, unde, unde poți să-ți permiți să, să joci în decembrie. Vine frigul, apar terenurile înghețate și ar fi bine dacă s-ar putea să jucăm în primăvară aceste două meciuri din, din retur. Pentru că e mai bine să joci o etapă intermediară sau două primăvară când e vremea bună, pe teren bun, decât să faci toată săptămâna antrenamente pe, pe teren înghețat sau pe sintetic și să ajungi și să joci la fel. Pe care și-o amalotești. Da, înțeles că e terenul foarte plos. Da. Acum vom vedea ce trebuie să încercăm să ne recuperăm cât mai repede, să vedem jucătorii care au evoluat în ce stare, ce stadiu sunt, avem și meciul de cupă și trebuie să ne gândim la toate aspectele, să vedem, să încercăm să scoatem maximum din ce a rămas până în iarnă. O jucare echipă importantă, atât în România, cât și în Spania, în primul divizion, în secunda, vedem un tapasă, nu știu, în fotbalist, faptul că insist pe această serie cu 7 meciuri fără victorie, nu știu, cât de apăsătoare e această serie, acest, cât de, de puternic impact asupra moralilor. Normal că afectează, asta e clar. Afectează pe fiecare jucător în parte și automat și grupul a fost afectat. De când am venit aici, v-am spus săptămâna trecută la conferință că am întâlnit un, un grup demoralizat, un grup care nu mi-au transmis ca o încredere în ei, ca, ca jucători și ca, ca echipă. Și am încercat să le ridic moralul cât mai mult. De când am venit aici, am încercat să le redau acea încredere care, care aveau nevoie și eu cred că majoritatea din, dintre jucători au răspuns pozitiv în acest aspect și au făcut tot posibil să, să facă un joc bun și automat să câștigăm acest meci. Cu toate că e clar că a fost foarte greu. Am întâlnit și un adversar puternic din, din Liga a doua. Termașterul, pentru că s-a văzut poate oarecum puțin mulțumit cu un punct, nu știu, nu am așa lăsat impresia că parcă nu e rău dacă asta te mai egal. Probabil și altă fost cum ești. Trebuie să-l întrebați pe domnul Pelic dacă e mulțumit. L-a spus că nu, că nu era de mulțumit. Înseamnă că, dacă așa a răspuns, că nu a fost mulțumit. Și eu mi-am dorit să câștigăm, dar nu s-a putut. Dar se pare un scor echitabil? Eu cred că da. Eu cred că da, pentru că, într-adevăr, ei au avut mai multe situații care au ajuns la poarta noastră, au avut și bara aia în prima viză, dar în rest au ajuns cu, cu pericol, dar nu au creat ocazii clare, clare de gol. Nu, nu mi-aduc aminte. Au fost șuturi, unele șuturi care au fost pe lângă poartă, în rest nu, nu mi-aduc aminte, în afară de bara aia, dacă au, dacă au avut ocazii așa clară, clară de gol. Nici noi n-am avut. Deci, ei au dat un gol pe o greșeală noastră, care a scăpat Neagul pe stânga și a, și a șutat. Noi la fel am dat un gol pe o greșeală lor cu o minge în spate și a ajuns foarte bine Muzanul la finalizare. Eu zic că rezultatul echitabil, chiar dacă ei n-au pus mai mari probleme în, în multe momente decât noi. Cum vedeți meciul de cupă, având în vedere că aveți și probleme mari de lot? În primul și în primul rând mă gândesc la meciul de duminică din Balotești, la Balotești, pentru că ne interesează foarte mult campionatul, suntem la mijlocul clasamentului și trebuie să acumulăm puncte cât mai multe și o să fac tot posibilul să mă gândesc cum e mai bine ca să reușim o victorie acolo și așa poate moralul jucătorilor va crește și vom putea ajunge la meciul din cupă cu, cu o altă atitudine și cu mai încrezători în, în, în propriile forțe. Acum e clar că trebuie să fim, să mergem pe vârfuri pentru că trebuie să ne gândim și la jucătorii care au probleme și să nu se mai accidenteze, pentru că astăzi am avut 18 jucători
care erau apți, au fost convocați. Eu n-am avut mai mulți jucători. A fost simplu din punctul ăsta de vedere. Nu s-a mai dat niciodată așa ceva la Nube. A fost simplu, dar nu chiar așa de simplu. Pentru că pe mine mă dor lucrurile astea, pentru că mi-ar place să fie toți jucătorii apți, să am la dispoziție și să pot alege. Într-adevăr, e mai greu când trebuie să iei o decizie, dar e și mai frumos. Și e mult mai bine pentru echipă, pentru că știi că îl bagi pe jucătorul care îți dă randamentul cel mai bun pe postul respectiv. Cât de mult contează pentru un portar tânăr ca să mă titularizarea în astfel de meciuri? Apare un pic nesigur, dar are multe momente în care arată că este portar. Da, într-adevăr, e un portar tânăr. Chiar dacă a evoluat de la început meciul ăsta, nu e primul pentru el. Și, într-adevăr, poate că a avut emoții, dar nu a fost singurul care a avut emoții. Au mai fost și alți jucători care au avut emoții și au intrat cu trag. Dar eu am încercat să le transmit să aibă curaj, să joace cu mare încredere, să iasă la premii, să intre în combinații, să ne creăm situații bune. Și la fel și cu, în cazul lui Sima, am vorbit cu el înainte de meci și am spus să aibă curaj, să vorbească cu colegii de echipă, să se ajute între ei și să își facă treaba cât mai bine pe postul care e. Coitor, în ce situație? Că în ce nu mai are șanse să revină portarul titular? Nu știu, am înțeles că săptămâna viitoare începe să facă ceva în plus față de ce făcea până acum. Nu știu exact când va fi recuperat. În totalitate, supra-supra. Poate că singurul jucător care s-a recuperat și mă bucur de faptul acesta e Burnea. Burnea a început de ieri antrenamentele cu noi, nu mai simte durere. E clar că a avut o perioadă lungă în care nu s-a antrenat și trebuie să se readapteze la efortul competiției și la efortul antrenamentelor de zi cu zi și să vedem dacă putem să-l folosim și la meciuri. Eu sper să fie tot ok săptămâna asta și să ne putem baza și pe Burnea. Poate că îmi revenim la accidentării viitoare, pe partea asta fizică, musculare, trebuie și notul probator fizic al echipei să lucrează mai mult partea fizică, poate mici carențe pe pregătirea fizică a jucătorilor. Mă gândesc că are un rol important. Asta e clar, asta e clar. Întotdeauna preparatorul fizic colaborează cu antrenorul principal și metodologia care o pregătim facem împreună, ne consultăm și găsim soluțiile cele mai bune pentru echipă. În momentul în care eu pregătesc antrenamentele, mă consult cu preparatorul fizic în primul rând și apoi cu antrenorul secund și antrenorul de portar și fac antrenamentele așa cum cred eu că e mai bine pentru echipă, pentru a îmbunătăți toate aspectele de la echipă și, bineînțeles, partea fizică e foarte importantă. Pentru că atunci când nu ai forță, nu poți să te lupți cu adversarul. Apar probleme. Când nu ai forță, te accidentezi. Când nu lucrezi forța, nu poți să joci într-un alt să dai un foarte mare randament. N-ai cum. Și atunci, eu ce pot să vă spun, că mereu unde am fost, la orice echipă în care am lucrat, s-a făcut forță și chiar și am trecut la UTA, am lucrat cu preparatorul fizic mereu forța și pe lângă aspectele aerobice și anaerobice, am lucrat forță și antrenamente pentru a preveni accidentările. Pentru că trebuie să lucrat. Acum nu știu ce s-a făcut aici înainte și nu vreau să acuz pe nimeni, nu vreau să dau nimeni pentru că nu știu ce s-a... Am întrebat pe antrenorul secund, mi s-a explicat puțin așa în mare, dar e clar că atunci când am ajuns aici știam situația care mi-am asumat și atunci nu vreau să acuz pe nimeni, nu vreau să dau vina pe nimeni. Eu iau lucrurile așa cum sunt, încerc să îmbunătățesc tot ce pot până în iarnă și din iarnă să reușim să facem o pregătire cât mai bună
pentru a fi 100% apsi în competiție.